Ah oui, il est là. Și ceapă? Dar ce gălăjie puteți face? Gata. No, și floricelele ni le-ai luat. Da. No. Îți place ceapa? Da, da. Nu, atunci bag două cepe. Și până să opărește varza, curăț morcovul. Îți bag varza. Bine. Îți place cu morcov să pun mai mult sau... Da, da, să îți plac morcovii. De la mama am învățat. Pe mama săracă era greu că am fost frați mulți. Când eram pe acolo eram vreo 6. Și apoi la 17 ani m-am măritat. Aveam o soră mai mare ca și mine cu 6 ani. Și apoi a venit pețitor la mine, nu la ea. Și m-a întrebat tata că vrei să te măriți. Să-ți place băiatul. Păi eu am zis să întrebe pe soră. Așa, eram tânără la 17 ani, zic, ce mă întreabă pe mine, cum să mă mărit eu, Doamne? Da. Și apoi tot m-am măritat până la urmă. 50 de ani de căsătorie. În iarna, în februarie, am împlinit 50 de ani și în septembrie am murit. Secretul unei căsnicii de 50 de ani. Și care e secretul? Să faci mâncare bună, să faci sarmale bune. Frunzele care sunt făcute deja le pot lua afară. La nunta dumneavoastră sunt sarmale. La nunta mea, știu unde am avut nunta? Două camere, cum avea, atâta avea, așa avea socrii, două camere numai și afară, pe de, să nu ploie. Și la o săptămână, după ce
după nuntă, o săptămână n-aveam voie să mă duc la părinți. Așa era atunci, o săptămână n-ai ce mere la părinți. Nu mai pun, că poate nu-ți plac uleioase. Așa-i? Da, da. Așa. N-aș pune nici prea mult orez. Vezi că așa-i... No, dar trebuie arată gustat. Bine. Arată bine. Așa. Să le pun. Așa. Acum, uite, așa fac. Întotdeauna când fac sarmala, capătul ăsta trebuie băgat acolo, că atunci celelalte le... Uite așa. Dacă ar fi să vă întreb ce-i dragostea, ce pentru dumneavoastră, ce-i dragostea? Nu m-am căsătorit din iubire, că n-am știut ce-i dragostea, eu n-am fost nici la o nuntă până la nunta mea. Dar între timp el a fost tare, cum să cade, tare bun cu mine și atunci l-am îndrăgit. No. În 16 aprilie am împlinit 18 și în 24, în 23 l-am avut pe Radu. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Îl visez așa că 6. Trebuie să plece undeva și îmi spune că am plecat și tu să nu vii. Odată am visat că trebuia, nu știu unde trebuia să mă duc și mi-a spus să nu mă duc. Nu, și l-ați ascultat? Da, da. Parcă mă gândesc că mă vea de acolo, că eu mă distrez și el nu-i. 53, 54, 55 de sarmale ți-am făcut. Tot atâția ani vă doresc și vouă împreună. Cât e să spun? Mai pun? Încă una. Îți place mult?